Salut, eu sunt Ciobi și bine ai venit la un nou episod pe canalul meu. Astăzi facem un nou episod despre Wish, pentru că mai am foarte multe episoade despre Wish. Vă invit să vă uitați la ele. Astăzi facem avantajele comenzilor făcute pe Wish. Dar nu înainte ca acest episod să înceapă, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe și pe clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez un nou clip pe canal. Bun, vreau să spun de la început că ăsta e un clip informativ. E strict părerea mea despre acest site și dacă vreți să vedeți și voi cum funcționează acest site, vă invit să faceți o comandă și să urmăriți comanda aceea. În clipul de astăzi o să fac avantajele, iar în următorul clip o să fac dezavantajele comenzilor pe Wish, pentru că avem și avantaje și dezavantaje. Nu știu cât vor fi la număr, asta o să vedeți voi în titlu. În schimb, o să încerc să sintetizez toată treaba asta și să vă dau doar informații utile. Acum, dacă ați apăsat pe butonul de like, hai să începem. Primul avantaj, gamă largă de produse. Găsim de la unelte pentru pescuit până la produse pentru mașini, haine, haine de bebeluș, accesorii, produse pentru casă, produse pentru femei, încălțăminte, gadgeturi, produse pentru curățare, produse auto și tot acum. Găsim o gamă largă de produse din care avem de unde să alegem. Și o să alegem în funcție de necesitățile fiecăruia. 2. Prețuri mici la majoritatea produselor. După cum știți, majoritatea magazinelor de pe Wish fac dropshipping de pe AliExpress, eBay, pentru că ei cumpără cantitate mare de produse, o distribuie pe acest site într-un magazin nou și noi cumpărăm de la ei. Asta înseamnă că prețurile sunt puțin mai mari decât pe celelalte site-uri, dar asta intră la dezavantaje, vedem în clipul următor. Revenind, prețuri mici la majoritatea produselor. Dacă găsiți un produs, de exemplu o husă de telefon, da? Aceeași husă de telefon poate fi postată de mai multe magazine de pe Wish, nu de unul singur. Așa că recomandat ar fi ca în momentul când selectați produsul să intrați acolo la pagina pentru similare și să mai găsiți același produs vândut de alte magazine, că e posibil să reduceți chiar și cu câțiva lei, poate chiar și câțiva euro, costul produsului. Așa că fiți atenți înainte să plasați comanda, să găsiți cea mai bună ofertă pentru acel produs. 3. Refund rapid. Wish îți dă o perioadă de livrare a produsului. E în funcție de produs și în funcție de țara din care provine. Pentru că am cumpărat produse care au venit și din Uniunea Europeană și din China. Acum depinde și de prețul produsului și de magazinul ce-l vinde. Dar primiți refund în momentul în care produsul nu ajunge în perioada limită. De exemplu, dacă ați cumpărat un produs pe 1 ianuarie și perioada limită e pe 15 februarie, următoarea zi, adică 16 februarie, puteți cere refund pentru că nu s-a încadrat în termenul limită. Se întâmplă de foarte multe ori pe site-ul ăsta să pățiți astfel de chestii, dar ăsta e un nou punct la dezavantaje, așa că vă aștept următorul clip să vedeți dezavantajele. Trecând peste asta, refund-ul se face foarte simplu. Se face prin metoda de plată inițială, adică card, PayPal sau Wish Cash. Dar ce vă recomand eu e că în momentul în care vreți să faceți refund, să faceți refund în Wish Cash în cazul în care vreți să mai faceți cumpărături pe site-ul ăsta. Pentru că refund-ul ăla e instant. Cel de pe card sau de pe PayPal e în funcție de banca de la care sunt. Pe PayPal poate să dureze între 3 și 5 zile, iar pe card poate să dureze și până la 14 zile. Așa că dacă vreți să faceți din nou comenzi pe Wish și vreți să faceți în aceeași zi, recomand Wish Cash pentru că se depozitează la ei acolo și puteți să faci comandați orice, orice. 4. Ofertele la minut. În momentul în care intri pe aplicația Wish sau pe site-ul lor, ți se prezintă niște oferte care au un termen de valabilitate. Da, 23 de ore, 2 minute, 3 minute, 5 minute, n-are relevanță. O să spuneți că asta e o metodă de a atrage cât mai mulți cumpărători și că de fapt prețurile alea sunt mărite, nu micșorate. Eu vă spun că e greșit. Din propria experiență, știu că aceste produse chiar sunt la reducere. De ce? Pentru că am verificat chestia asta. De mai multe ori, nu o singură dată. Ți să menționez că fac chestia asta din 2017 și până acum am peste 200 de comenzi plasate pe acest site și din propria mea experiență vă spun că alea chiar sunt reale. Nu în totalitate, pentru că am văzut și oameni care se plâng de acele oferte. Nu în totalitate, nu bag mâna în foc, dar părerea mea și în cazul meu așa a fost. 5. Calitatea produselor ieftine este acceptabilă. Ce înseamnă asta? În momentul în care îți faci un cont pe Wish, se dau niște produse la alegere pe care poți să le comanzi și să plătești doar transport. Și eu când mi-am făcut contul ăsta, mi-am luat un ceas pe care cred că l-am și acum din 2017 și încă funcționează. Dar nu mă refer la chestia asta.
Mă refer la toate produsele. Eu cumpăr produse de la 4 lei până la câteva sute de lei. N-are nicio relevanță. Vorbim de alte foarte ieftine, până în 10-20 de lei. Sunt produse pe care le folosesc și în ziua de astăzi. Cum ar fi husa mea la telefon sau cum ar fi folie de sticlă. Chiar dacă am spart-o, a fost vina mea. Dar sunt produse care costă până în 10 lei, pe care le folosesc și în ziua de astăzi. Și nu are legătură neapărat cu Wish. Are legătură cu magazinul care le vinde și implicit cu producătorul acestor produse. Asta înseamnă că, din nou, nu pot să garantez că produsele ieftine sunt de calitate de la toți vânzătorii de pe Wish. Chestia asta se aplică în numele meu și din experiența mea proprie, pentru că folosesc acele produse ieftine și în ziua de astăzi, mare parte din ele. 6. Găsești în descrierea produsului toate informațiile necesare astfel încât să nu ții țeapă. Ce înseamnă asta? Nu trebuie să te uiți după imaginea ce ți se pune în față. Ăla e un clickbait nenorocit, exact ca pe YouTube. Da? Dar dacă te duci în descrierea produsului, o să găsești și costul transportului, și costul produsului, o să găsești și dimensiunile acestuia, culoarea, țara din care provine, o să găsești și informații despre acel produs în funcție de produsul pe care îl cumperi. Și dacă citești atent descrierea, o să-ți dai seama că, de fapt, produsul ăla pe care l-ai ales s-ar putea să nu fie cel din imagine neapărat. Pentru că ăștia, și în general, faza asta cu dropshipping-ul, e foarte amplă. Folosesc imagini care să atragă publicul să dea click pe acel produs și majoritatea cad în plasa de a nu citi descrierea. Dar găsești toate informațiile de care ai nevoie în descriere. Așa că nu ezita să faci chestia asta. 7. Produsele mai scumpe vin prin curier. Nu știu dacă chestia asta e în toată lumea sau doar în România, dar produsele ieftine până în 50 de lei prin poșta română. Produsele în general ajung în 7 zile de la expediție, dar cumva în România se blochează la poșta română o lună, două, trei. Din propria experiență. Nu e vina site-ului, e vina sistemului în general. Dar am experimentat pe propria piele că produsele mai scumpe vin prin curier. Am cumpărat produse de câteva sute de lei și au ajuns în 2 săptămâni maxim prin curier. Ceea ce e foarte bine, pentru că pentru mine curieratul oferă mai multă siguranță decât poșta în sine. Chiar dacă poșta română e tot o formă de curierat. În schimb, am mai multă încredere în firmele astea private. Pentru că, din propria experiență, din nou, coletele ajung în anumite feluri și într-un anumit timp. Fie stricate, fie foarte târziu, fie foarte repede, fie perfecte. Astea sunt primele avantaje pe care le-am văzut eu din experiența mea cu cele peste 200 de comenzi până acum. Dacă vă regăsiți în acest videoclip, nu uitați să lăsați un comentariu și sper că nu m-am repetat în clipul ăsta pentru că am mai făcut-o și în altele. Așa că urmează clipul cu dezavantajele. Bineînțeles că o să mi le notez undeva și după o să fac clipul cu dezavantajele. Sunt mai multe avantaje, dar alea sunt foarte mici, așa că am crezut că nu ar trebui să le pun în clipul ăsta. M-am axat pe cele care m-au ajutat pe mine în mod direct. Așa că nu uitați să apăsați pe butonul de like, pe butonul de subscribe. Și noi ne vedem în clipul următor și sper ca informațiile din acest clip să vă ajute. Eu am fost Ciobi și v-am țucat. Pa! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's